În regulă, imaginați-vă că zburați, dar stați o secundă, unde e parașuta, orice. Se pare că te afli într-o cădere liberă de la 10 km altitudine. Există vreo modalitate de a supraviețui unei situații groaznice de genul acesta? Tuturor ne plac trucurile care ne ajută să ne strecurăm prin viață. Dar să fim serioși, șansele de supraviețuire ale unei persoane care cade de la o altitudine de 10.000 de metri sunt extrem de mici. În orice caz, în ciuda perspectivei în care te afli în cazul unei căderi libere, există totuși o mică șansă de a scăpa cu viață. Vei fi surprins să afli că dacă cazi de pe acoperișul unei clădiri, te vei regăsi într-o situație mult mai rea. O să vorbim și despre asta în scurt timp. Pentru a te simți puțin mai bine cu privire la șansele tale, putem arunca o privire la cartea despre Jim Hamilton, care se numește Supraviețuirea unei căderi lungi, analiza informațiilor colectate. Cartea conține o listă cu peste 200 de cazuri de oameni care cad liber dintr-un avion fără a fi echipați cu o parașută și care au trăit să spună povestea mai departe. Poți verifica informațiile din carte atunci când ești în siguranță la sol. Pentru moment, haide să ne întoarcem la ipotezele stricte ale căderii libere. Chiar de la început, probabil că vei leșina datorită lipsei de oxigen din atmosferă de la acea altitudine. Când creierul nostru este privat de oxigen, acesta intră într-o stare de somnolență, așadar o să cazi prin atmosferă precum un sac de cartofi pentru aproximativ 2 km. Ne vedem când o să te trezești. Cât timp ești inconștient în timpul căderii, iată câteva informații interesante despre căderea liberă. Gravitația Pământului ne atrage în jos, ceea ce provoacă accelerația în timpul căderii. Pe de altă parte, ca orice alt obiect aflat în mișcare, ne confruntăm cu rezistența aerului în timpul căderii, un fel de povară. Rezistența opusă de aer crește odată cu viteza cu care cazi, iar la un moment dat, de obicei în primii 500 de metri, aceste două forțe devin egale, iar corpul în cădere liberă încetează accelerarea. Acest lucru se numește viteza terminală și intervine atunci când cazi la o viteză constantă de aproximativ 190 de km pe oră, o viteză care poate oscila în funcție de greutate, înălțime și densitatea aerului din jurul tău. Dacă ai cădea de pe un zgârie nori, vei ateriza cu aceeași forță cu care ai cădea de la 10.000 de metri. Diferența este că ai avea în jur de doar 12 secunde pentru a te pregăti de impact față de aproximativ 3 minute cât ar dura căderea dintr-un avion de la această distanță. Nu sună de parcă ar fi foarte mult, dar este o diferență uriașă care poate contribui la supraviețuirea unui astfel de eveniment. În cele din urmă, creierul va primi destul oxigen și te vei trezi în mijlocul picajului. Bine ai revenit, sunt două scenarii valabile atunci când cazi dintr-un avion fără a fi echipat cu o parașută. Prima situație este atunci când cazi doar cu hainele pe tine. Cea de-a doua situație este atunci când cazi printre dărâmături lăsate în urma avionului distrus. Asta este ceea ce numește Jim Hamilton norocoșii care au putut ajunge la rămășițele avionului distrus, iar după aceea au navigat pur și simplu până la sol cu ajutorul obiectelor din aer. Dacă poți face asta, îți vei tripla șansele de supraviețuire, iar asta a fost demonstrat de statistici. Din anul 1940 până în prezent au fost 31 de navigatori care au supraviețuit datorită rămășițelor avioanelor și au fost doar 13 persoane care au supraviețuit unei căderi libere fără ajutorul rămășițelor. În anul 1972, însoțitoarea de zbor Vesna Vulovic a înregistrat din greșeală un nou record mondial supraviețuind unei căderi libere fără parașută. La 10.000 de metri altitudine, avionul în care se afla a explodat. Ea a fost blocată pe tot parcursul picajului între locul ei din avion și un cărucior cu mâncare. A aterizat pe versantul unui munte înzăpezit și a alunecat până la baza lui. Vulovic a suferit răni grave, dar după câteva luni de spitalizare a reușit să se recupereze cu succes. Hai să presupunem că nu găsești niciun obiect de care să te prinzi în timpul picajului. Trebuie să-ți păstrezi calmul, nu s-a terminat încă. Iată o altă poveste pentru a te înveseli. În anul 1943, pilotul militar american Alan McGee a supraviețuit unei căderi libere de la 6.000 de metri fără a avea vreun obiect cu care să aterizeze. Evenimentul s-a încheiat cu el prăbușindu-se prin tavanul de sticlă al stației de tren Saint-Nazaire din Franța. Alan a supraviețuit și a trăit liniștit până la vârsta de 82 de ani. Hai să revenim la picajul nostru. Acum că putem respira normal, mai avem 2 minute înainte de a ateriza pe sol. Ne putem mișca corpul în timpul picajului, chiar dacă nu suntem echipați cu un costum de parașutism și nu vom putea aluneca grațios prin aer ca o veveriță zburătoare, vom putea totuși să ne folosim mâinile și picioarele pentru a dirija picajul către o suprafață mai sigură.
O suprafață mai sigură nu înseamnă neapărat picajul în apă. Când cazi la 190 de km pe oră de la 10 km înălțime, chiar și apa se va simți ca betonul solid. O zonă cu apă este bună pentru aterizare numai dacă este suficient de adâncă și reușești să-ți protejezi capul în timpul impactului. Totuși, dacă nu avem nicio altă alegere și nu este decât apă sub noi, încearcă să plonjezi acolo. Unii spun că este cel mai bine să ne îndreptăm cu picioarele înainte și strânse. Alții spun că trebuie să plonjezi cu capul înainte, cu mâinile împreunate și degetele strânse deasupra lui. Poziția verticală a corpului este cea mai potrivită picajului în apa adâncă. Dar totuși, dacă apa nu este cea mai bună opțiune sau ea nu se află deloc prin preajmă, ce se va întâmpla? În acest caz, uită-te după ceva care poate atenua aterizarea. Un mal de zăpadă sau un versant al muntelui, o căpiță cu fân sau un pom mare. O mlaștină ar fi ideală din moment ce totul în jurul ei este moale și plin de bălți. Trebuie doar să fiți atenți la animalele prezente acolo. Dacă urmează să aterizăm într-un oraș sau sat, uitați-vă după ceva mare și drept, cum ar fi un camion sau o rulotă de camping. Un acoperiș din țiglă sau sticlă este mult mai potrivit decât unul de beton. Amintiți-vă de Alan McGee și picajul lui pe acoperișul de sticlă al stației de tren. Acum că v-ați ales ținta de aterizare, trebuie să încercați să vă direcționați căderea. Pentru a încetini, trebuie să vă întindeți mâinile și picioarele, la fel ca o șopârlă zburătoare. Țineți-vă capul în spate și umerii în față. Scopul acestei poziții este de a face corpul să acopere cât mai mult spațiu cu putință, pentru că asta va crea o mai mare rezistență a aerului, astfel poți manevra picajul corpului și direcția sa mai ușor. Pentru a vira la dreapta, pleacă umărul și îndreaptă-ți privirea acolo. Aceeași manevră și pentru virajul în partea stângă. Dacă vrei să cazi drept înainte, apropie-ți mâinile și picioarele și îndreaptă-le de-a lungul corpului în spate. Pentru a-ți face corpul să se miște înapoi, îndreaptă mâinile în sus și ține genunchii îndoiți. Aceste mișcări probabil sunt familiare celor care au încercat parașutismul, este foarte distractiv. Numai că noi nu facem parașutism în această situație. Trebuie să ținem minte că, indiferent pe ce suprafață o să aterizăm, trebuie să evităm daunele capului. Leziunile creierului nu sunt o glumă, acestea îți vor reduce șansele de supraviețuire la zero. Dacă cazi cu capul îndreptat în jos și nu poți face nimic în legătură cu asta, încearcă să aterizezi pe față. Știu că sună contraintuitiv, dar este mai bine decât să ne lovim în spatele craniului sau în partea de sus a acestuia. În acest moment, înainte de aterizare, mai avem două opțiuni. Îți poți menține acea poziție de vultur sau îți poți strânge membrele la piept. Trebuie să te decizi rapid, cele 3 minute de picaj liber s-au terminat. Felicitări, ești în viață, norocosule! Arăți ca o clătită, dar ești în viață, ai supraviețuit, ce vei face în continuare? Dacă ai aterizat într-o junglă, mai avem încă o poveste despre supraviețuire care ar putea să-ți fie de folos. În ajunul Crăciunului din anul 1971, o fată pe nume Julien Copchi, în vârstă de 17 ani, a zburat din Lima către Pucallpa, în Peru, chiar după absolvirea liceului. În timpul zborului, avionul a întâlnit condiții meteorologice severe și a fost lovit de fulgere. Evenimentul a avut loc deasupra pădurii amazoniene. După ce a căzut de la 3000 de metri altitudine, Julien, legată de centura de siguranță a scaunului, a lovit pământul și a leșinat. Dimineața următoare, când și-a revenit, s-a trezit singură înconjurată de jungla amazoniană. Era destul de traumatizată fizic, dar putea merge, exact ceea ce a și făcut. Cum este posibil ca această tânără să supraviețuiască 11 zile în urma celor întâmplate în mijlocul Amazonului? Ei bine, poate că a fost norocoasă, dar a avut un set de aptitudini unice unei fete de vârsta ei. Ambii părinții lui Julien sunt oameni de știință, tatăl ei este biolog, iar mama sa este ornitolog. Aceștia obișnuiau să își ia fata cu ei în timpul cercetărilor de la o bază din adâncul junglei, astfel ea știa de toate pericolele posibile și cum să le evite. Julien a mers foarte încet și a pipăit solul cu un băț pentru a preveni atacul unui șarpe camuflat. Ea nu a avut la dispoziție foc sau haine uscate, a băut apă de ploaie și a avut doar câteva bomboane ca mâncare. Aceasta era prea slăbită pentru a încerca să vâneze sau să pescuiască. În schimb, a continuat să meargă de-a lungul râului. Tatăl ei a învățat-o mereu, când ești pierdută, urmărește cursul râului în aval pentru a ajunge la civilizație. Țineți minte asta dacă vă aflați vreodată într-o situație asemănătoare. În ziua cu numărul 10, aceasta a ajuns la o mică colibă. Epuizată fiind, ea a decis să se odihnească pe timpul nopții în acel loc. Dimineața următoare a fost găsită de niște pescari care foloseau coliba ca adăpost. Aceștia au dus fata într-un sat apropiat de unde a fost transportată cu un elicopter către Pucallpa.
Fata a supraviețuit nu numai datorită norocului său, dar și din cauza curajului și inteligenței de care a dat dovadă. Ea a plecat de la locul accidentului și a continuat să meargă. În orice caz, sper să nu fiți niciodată nevoiți să folosiți ce ați învățat în acest videoclip. Dar dacă o să vină vorba printre prietenii voștri despre această discuție, acum știți cum este posibilă supraviețuirea unei căderi libere de până la 10.000 de metri altitudine. Dar dacă ar fi să judecăm corect, ar trebui să vă luați parașuta cu voi pentru fiecare zbor, chiar dacă ceilalți pasageri s-ar uita cu uimire. Dacă cunoașteți și mai doriți să ne dați și alte sfaturi despre acest subiect, ne puteți scrie în secțiunea de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!